Bună și bine ați revenit pe canalul meu Tarot Speranță Vindecare. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Hope și sper că aici pe acest canal să găsiți răspunsul la toate întrebările voastre, ghidarea și îndrumarea de care aveți nevoie pe oricare plan al existenței voastre. Iată, ne-a ajuns la taroscopul lunii aprilie pentru toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Gemeni. Fie că urmăriți acest videoclip pentru voi, fie că urmăriți pentru o persoană dragă vouă, sunteți bineveniți. Voi scoate energia generală a lunii aprilie din oracolul Moonology, apoi voi privi ce vine către voi din punct de vedere al iubirii, indiferent de că sunteți într-o relație sentimentală și indiferent de natura ei sau că sunteți singuri, iar la sfârșit voi privi partea financiară, partea de carieră și bani. Iar pentru cei care aveți nevoie de o ghidare, îndrumare, sau un răspuns, pentru că vă aflați în fața unor situații delicate, în fața unor alegeri sau a unor decizii pe care trebuie să le luați, din cartea răspunsurilor voi scoate o ghidare pentru voi. Haideți să vedem acum, pentru toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Gemeni, care este energia generală a lunii aprilie pentru voi? Ai încredere în visurile tale. Atât timp cât crezi cu desăvârșire în ele, cu siguranță vor deveni realitate. Nu renunța la visurile tale. Poate că în luna aprilie vei avea o perioadă în care crezi că totul se năruie, totul nu mai ai nicio speranță și nici credință că lucrurile vor deveni realitate. Nu renunța. Haideți să vedem acum, pentru cei interesați de partea sentimentală. Indiferent dacă te afli într-o relație și indiferent de natura sa, dacă este un trio emoțional, relație asumată, relație la distanță sau te afli în perioada de separare de persoana dragă, ce vine către tine din punct de vedere al iubirii în luna aprilie? Le voi scoate pe toate, apoi le vom interpreta. Exact ca și mesajul de la începutul etalării, importanța încrederii și credinței că visurile tale devin realitate. Poate că Universul te va pune în fața unor situații dificile, dar aceste situații dificile sunt cu un scop mult mai profund decât cele pe care noi le vedem. Va trebui să vedeți dincolo de văl și dincolo de aparențe. Să vedem și ultima carte. Veți începe luna aprilie eliberând. Așa cum am spus mai devreme, Universul vă va pune în fața unor situații pentru ca voi să vindecați ceva, pentru ca voi să vă eliberați și să puneți pe pauză gânduri, emoții, sentimente negative, persoane sau situații care încearcă să vă influențeze negativ. Persoane sau situații care încearcă să vă facă să vă trăiți viața după propriile lor alegeri și nu ale voastre. Visele voastre devin realitate din punct de vedere al iubirii, din punct de vedere sentimental. Așa cum am spus, indiferent
natura relației, că este relație asumată, trio emoțional, distanță sau separare. Văd că mulți dintre voi sunteți în perioada de separare, într-o perioadă de pauză. Această pauză este menită pentru ca voi să învățați niște lecții, să vedeți dincolo de văl și dincolo de aparențe. Această lecție vine cu a învăța să ai răbdare, a învăța că toate lucrurile se întâmplă la momentul divin. Timpul divin este diferit de timpul nostru. Această lecție, această separare, această răbdare este pentru a vă testa vouă credința în dorințele voastre, în visurile voastre. Pentru a vedea dacă aceste dorințe, aceste visuri sunt într-adevăr din suflet sau din ego. Este foarte important să vă echilibrați interiorul pentru a avea echilibru la exterior. Este foarte important să stabiliți limite sănătoase. Să spuneți cu exactitate ce vreți și ce nu vreți. Ce așteptări aveți? Care sunt dorințele voastre? Ce așteptați de la persoana dragă? Dar și de a aduce echilibru în interior. La baza pachetului avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care vine și scoate la suprafață adevărul, scoate la suprafață lucruri pe care frici, temeri pe care nu credeai că le mai ai. Marea Preoteasă vine și te pune față în față cu persoana dragă pentru discuții de la suflet la suflet, pentru conștientizare, pentru adevăr. Pentru vă testează încrederea unul în celălalt. Este foarte important să vă ascultați unul pe celălalt și să lăsați cuvintele să vă înțelegeți unul pe celălalt. Cartea vindecării, cartea eliberării, să vă arătați exact așa cum sunteți, fără frici și fără temeri. Pentru că persoana de lângă tine, dacă te iubește, te iubește și cu calități și cu defecte, și cu bune și cu rele. Este clar că în luna aprilie veți avea parte de binecuvântare. Din punct de vedere sentimental, noi începuturi, pentru cei singuri, faptul că v-ați echilibrat, faptul că vă eliberați de un trecut dureros, faptul că nu mai permiteți oamenilor să vă influențeze deciziile, alegerile, visele voastre, dorințele voastre devin realitate. Și un nou început vine către voi, cu un echilibru perfect între a primi și a da. Dar aceste lucruri vin către voi odată ce veți învăța lecții, odată ce veți înțelege că într-o relație, atât timp cât te pui pe tine pe primul plan, dar nu acel prim plan egoist, să vezi că celălalt suferă și tu să nu faci nimic, ci atunci când tu ești bine, atunci când tu faci lucruri pentru tine, atunci când tu te prioritizezi, atunci când tu pui limite sănătoase, lucrurile se vor aranja de la sine. Atât cât tu te respecti și te iubești, te vor iubi și cei din jurul tău. Pentru cei aflați în pauză sau trio emoțional, ceva se va întâmpla și dorința voastră de a avea o relație asumată cu persoana dragă va deveni realitate. Pentru că ați învățat lecțiile, ați înțeles ce trebuie să faceți și ce nu trebuie să faceți, ați pus limite sănătoase, v-ați întors privirea către voi și v-ați prioritizat pe voi, iar atunci și persoana dragă vă va prioritiza pe voi. Noi începuturi, sudarea relației, trecerea relației la o nouă etapă. Va fi o lună plină de surprize din punct de vedere, surprize plăcute din punct de vedere sentimental. Haideți să vedem acum din punct de vedere financiar,
Ce vine către voi în luna aprilie? În primul rând, trebuie să vă prioritizați pe voi. Să aveți mai multă încredere în voi și mai multă stimă și respect de sine. Va fi o lună în care, din punct de vedere profesional, vă veți focusa pe creșterea voastră, pe evoluția voastră. Vine către voi o ofertă de muncă din partea unei femei din zodie de apă, rac, scorpion, pești și veți încheia o colaborare poate cu cineva tot din zodie de apă, rac, scorpion, pești. Problemele cu banii s-au încheiat. Dacă până acum ați avut dificultăți, ați avut probleme sau banii nu au fost suficienți, au venit mai greu către voi, iată că această perioadă se încheie, dar acești bani care vin către voi nu sunt încă suficienți pentru ca voi să ieșiți din apele tulburi în care vă aflați. Văd foarte multe discuții, foarte multe frământări interioare, foarte multe griji legate de un nou început, probabil legate de această ofertă de muncă care vine către voi din partea unei femei și încheierea unei colaborări cu un bărbat sau o persoană pe energie masculină, tot din zodie de apă, rac, scorpion, pești. Această ofertă de muncă, am să vi le arăt așa, poate că vă, nu știți ce să faceți dacă să aveți încredere în persoana respectivă sau nu. Nu este o persoană ascunsă. Cartea trădătorului mincinosului este în poziție răsturnată. Deci este o ofertă sinceră, o ofertă care vă va aduce foarte multă liniște și pace. Dar așa cum am spus, nu sunt suficienți pentru ca voi să ieșiți din aceste ape tulburi în care vă aflați și aveți noi începuturi, vă veți îndrepta într-o direcție făcând lucruri care vă pasionează, lucruri care vă plac. Conflictul este legat de alegerea pe care trebuie să o faceți, o luptă între minte și suflet, dar și posibile conflicte cu persoane din zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Vor ieși la suprafață adevăruri. Avem Marea Preoteasă, zodia Taur, da? Vor ieși la suprafață adevăruri, lucruri ascunse care probabil vă vor aduce anumite frământări și renunțarea la această colaborare, dar această confruntare până la urmă vă va aduce și beneficii. Veți învinge confruntări, așa cum am spus, cu persoane din zodii de foc, berbec, leu, săgetător, da? Veți obține victoria asupra acestei persoane, dar nu vă va aduce mulțumire, nu aveți nevoie în acest moment de conflicte, nu aveți nevoie în acest moment de nopți nedormite, de neliniște, de suferință, de tristețe. Deja vă aflați în niște ape tulburi din care încet, încet o să ieșiți. Dar nu este, acest conflict nu este ceea ce voi aveți nevoie. Colaborări bune, colaborări frumoase cu persoane din zodie de
Pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, reluarea unei colaborări, parteneriat, alianță cu o persoană din zodie de apă, deci cineva din zodie de apă vă va, din trecutul vostru va veni cu o nouă ofertă și în curând veți culege roadele muncii voastre. Avem aici influența tuturor zodiilor și zodiile de apă, Rac, Scorpion, Pești, și zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, și zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, și zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Evitați conflicte cu persoanele din zodiile de foc, acceptați oferta care vă va aduce mai mulți bani din partea unor persoane din zodie de apă sau cu influențe puternice pe harta natală în zodiile de apă, Rac, Scorpion, Pești. Înconjurați-vă de persoane care vă sunt, în care să aveți încredere, și va trebui să renunțați la un parteneriat cu o energie masculină din zodie de apă, din nou. Aceste adevăruri sunt menite să iasă la suprafață, așa că nu vă preocupați, nu vă îngrijorați, pentru că veți obține victoria până la urmă pe care o meritați. Haideți să vedem acum, la sfârșit, o ghidare, un sfat, o îndrumare sau un răspuns pe care îl așteptați legat de o situație delicată cu care vă confruntați sau în care vă aflați. Totul va fi minunat. Crede în tine, crede în visurile tale, în dorințele tale, pentru că până la urmă totul va fi așa cum tu visezi, așa cum tu îți dorești. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc o lună aprilie magică, o lună aprilie în care să faceți alegerile importante pentru voi, pentru binele vostru, pentru că nu uitați, viața trebuie trăită după propriile alegeri. La revedere!